Cicu. Și de obicei, în weekend, la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, realizăm ateliere pentru familii, pentru copii și părinții lor, în spațiile expoziționale ale muzeului. Astăzi ne-am gândit să realizăm mici înregistrări în care să puteți observa hărți, cărți, dar să vă propunem și activități pe care le puteți realiza acasă împreună cu familia voastră. Pentru început, vă voi citi cartea mea, Străbunicul meu, Emil Racoviță, care a fost ilustrată de către Eugen Berlo. Belgica. Bună, eu sunt Maria, iar el este străbunicul meu, Emil. Mama îmi spune mereu povești despre călătoria lui în Antarctica. Am de la ea și zmeul pe care i-l-a dăruit străbunicul când era mică. În pod avem un cufăr rămas de la străbunicul. Va fi al meu când voi fi mare, dar eu sunt deja mare. Azi am urcat singură în pod. Ce de lucruri și ce mare e cufărul! Cred că încap cu totul în el, ca într-o corabie. Bate vântul, umflă pânzele, plec și eu în Antarctica. Din Belgia, prin Oceanul Atlantic, până în America de Sud, la Ushuaia, și apoi în Antarctica. Uite, un pinguin! Ce elegant e, ca un domn bătrân! Cred că este un pinguin imperial. Bună ziua, domnule pinguin! Ți-l amintești oare pe străbunicul meu? Bună, Maria! Eu nu l-am cunoscut pe Emil Racoviță. Au trecut mai mult de 100 de ani de la călătoria lui. Dar străbunicii mei l-au întâlnit. Mi-au povestit de multe ori cum îi hrănea cu provizii din cambuză, cum le observa obiceiurile și cum îi desenea în jurnal. Foca însă trăiește mai mult. Întreabă pe ea. Bine te-am găsit, doamnă focă! Știu de la străbunicul Emil că îți place să dormi toată ziua în zăpadă. Tu l-ai cunoscut pe străbunicul meu? Bună, Maria! Acum, dacă tot m-ai trezit, hai să ne cunoaștem mai bine! Am auzit de străbunicul Racoviță. El și ceilalți exploratori de pe nava Belgica au fost primii oameni care au studiat focile din Antarctica, dar au trecut mai mult de 100 de ani de atunci. Poate străbunica mea să-i fi cunoscut. Orca însă trăiește mai mult. Întreabă pe ea. Bună ziua, doamnă orcă! Știu de la străbunicul Emil că voi balenele sunteți de multe feluri. Unele aveți cioc, altele cocoașă, dar tu, orcă, ai burta albă și semeni un delfin. Ți-l amintești oare pe străbunicul meu? Bună, Maria! Eu sunt, de fapt, un delfin foarte mare. Dar unii îmi spun balenă ucigașă, pentru că am fălci puternice și foarte mulți dinți. Noi orcile trăim mult. Bunica mea l-a întâlnit pe străbunicul Racoviță și mi-a povestit despre Belgica, nava cu exploratori. Dar balena albastră trăiește cel mai mult. Poate ea chiar l-a cunoscut. Bună ziua, doamnă balenă! Știu de la străbunicul Emil că voi trăiți foarte mult și nu dormiți deloc. Ți-l amintești oare pe străbunicul meu? Bună, Maria! Îmi place să vorbesc cu fetițe curajoase care nu se sperie de mine. Noi, balenele albastre, trăim
peste 100 de ani. Eu mi-amintesc pe străbunicul tău. Ne privea adesea cum săream din apă, cum ne scufundam și cum șuieram ca niște locomotive cu aburi. Pe atunci și eu eram mică și curajoasă, așa ca tine. Ce de prieteni ți-ai făcut în Antarctica, străbunicule, și câte povești o să-i mai spun eu mamei? Bate vântul, umflă pânzele, am plecat spre casă. Am citit povestea Mariei și a ilustrului său străbunic Emil Racoviță în seala în care se află harta Belgiei. Acolo unde este și portul Anvers, de unde au pornit în călătorie Racoviță și colegii săi. În spatele meu se afla și harta Americii de Sud, unde puteți vedea în detaliu arhipelagul Țării de Foc, acolo unde Emil Racoviță a poposit înainte de a pleca spre Antarctica. Această hartă ne prezintă Chile și Paraguay, iar în detaliu puteți observa Țara de Foc, Patagonia, locul în care s-a oprit Emil Racoviță pentru a studia pinguinii înainte de a ajunge în Antarctica.